Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în județul Mehedinți. O familie de bătrâni din comuna Dumbrava a rămas fără agoniseala de o viață după ce focul a pătruns în gospodărie. Doamna Elena are 82 de ani și iese din satul mehedințean Albulești, comuna Dumbrava. După o viață în care a agonisit alături de soțul său și a reușit să facă o gospodărie frumoasă, acum au rămas fără toată munca. Un incendiu de vegetație care s-a extins din vecinătate le-a distrus întreaga gospodărie. Au ars tone de cereale, iar animalele au fost pur și simplu pârjolite. Ce să se întâmple, mamă? Mi-a ars tot, mamă! N-am o ceapă să mănânc! N-am o ceapă și ceapă am văzut aceea. Și tot, și usturoi și tot. Grădină ce n-are nimeni aceea. Ați muncit așa cum sunteți? Așa am văzut. Da, am muncit. Am cărat tot greu. Tot greu dori, mult de la drum. L-am cărat și l-am băgat în magazie. Am cărat urzul cu spinarea din drum. Au ars toate animalele. Tot, tot. Ambii porci, înțeleg. Găini tot, n-a rămas nimic. Și câinii. E tot. Ce simțiți că nu mai vedeți? Ce să sunt? Sunt să mor. Să mor dacă nu mi se face dreptate. Mă duc în fața poliției și îmi pun trangul la gât. Dacă nu mi se face dreptate. Se găsați pe vinovați. Da, să cătăm vinovați, să vedem care de trăfost. Alertații de vecini, copiii bătrâni au venit într-un suflet pentru a sări în ajutor. Din păcate, din gospodărie nu a mai putut fi salvat nimic. Oamenii sunt însă resemnați și îi mulțumesc lui Dumnezeu că părinții l-au scăpat cu viață. În plus, locuința propriu-zisă nu a fost afectată. Nu, păi dar să-ți bătea ce să mai... Să-ți bătea... Și mai e unul, dar și e un două fiți, dacă nu fi mult. Când ați venit acasă, ați găsit tot un plăteț. Păi nu era deja venit răpompii aici, dar un dezastru, ce să mă zic. Nu se mai cunoaște nimic din ce a fost. O să fărți în pătăt. Iar și câinii au luat foc. Au păsit. Câinii sunt sub băștia. De unde s-a extins flăcării? De la vecinul tău, că de dincolo. Că a luat un coace. Au pus foc intenționat sau... Păi nu știu, că au băut și... Din ce am înțeles, că au băut și... Au aruncat cărbuni în spatele casei, cică. Eu porumb, o văz, tot, ce, tot, absolut tot. Toată agoniseala dumneavoastră, tot ce... Tot, absolut tot. Găini, porci, vedeți, tot. Noroc că a salvat casa, că... A avut motoare, a avut o grămadă de astea că făcea aici. Bă, că au murit animalele. Da, tot. Și câini. El tăia lemne aici, tăia... Cum vedeți dumneavoastră că astfel de tragedii se întâmplă din ce în ce mai des? Și să... Foarte greu. Practic a rămas fără nimic. Fără nimic. Și sunt și bătrâni. Înțeleg că soacra dumneavoastră. Da, e soacra, da. Soacra și socru. Ei au muncit singuri, săracii, și-au adunat bob cu bob. Oamenii deosebiți, unii din cei mai harnici oameni din comună, au recolte pe de 3 ani de zile adunate în magazia asta. Asta a fost magazie mare, în sus, dedicată, porumb, de 3 ani de zile a avut. Aici a avut o cisternă cu grâu, cisternă cu grâu plină. Deci a avut avere... Îi lăsără nenorociți ce se întâmplă. Animalele? Animale, porci, păsări, răță ce avură prin curte, tot absolut. A fost, ei au muncit, niște oameni, lacuri de muncă, ei au fost să aibă. Și acum au rămas fără... Nu, se dea la un braț de cocenti la o vacă, că vaca o salvare singură. O făcuță o salvare, o luare oameni când trebuie peste drum. În rest, toate animalele? În toate animalele și toate bătături aici, era plin până în vale. Până la sosirea pompierilor, vecinii au venit să o ajute pe bătrână. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de pompieri, unul din cadrul stației Strehaia, iar altul în sprijin de la detașamentul Drobeta. Azi, pe la orele 14 ceva, 15, a fost un incendiu în satul aceea, în satul Albulești, la proprietatea lui Oleacu Vasile, la care i-a ars pătulul, magazia, grajdiu, iar și animale, dintre care păsări, câinii, dintre care s-a scăpat un porc pe care l-a sacrificat acum, și s-a salvat de către pompierii voluntari din cadrul UAT Dumbrava, care au intervenit prima dată, până au venit pompierii militari, care sunt în prezent și acum, care au stabilizat focul și... după care s-a propagat și la vecina
lui Oleacu Vasile la Pârșot Floarea, la căreia iars o suprafață de 45 de vie. Dar totuși acest incendiu s-a propagat, s-a extins pe raza localității satului Albulești, către Valea Mare, satul Padină, către Cotani, deci pe o suprafață de circa peste 50 de hectare de teren agricol. Flăcările s-au extins în marginea satului la circa 50 de hectare de vegetație uscată. În comuna Dumbrava, în ultima săptămână au fost înregistrate 9 incendii de vegetație, însumând 300 de hectare de teren afectat. De altfel, în ultimele două săptămâni, în județul Mehedin s-au produs circa 200 de incendii de vegetație.